Sfântul profet Avdi este unul dintre profeții ale căror cărți profetice s-au păstrat și fac parte din ceea ce numim Vechiul Testament. În limba ebraică, Obadia înseamnă cel care se închină sau cel ce slujește lui Yahweh, adică lui Dumnezeu. Numele profetului a fost tradus în greacă și latină într-o formă ușor modificată, cea pe care o folosim și noi în limba română, anume Avdie. Obadia sau Avdie este un nume întâlnit în Vechiul Testament, 12 persoane purtând acest nume în scrierile vetelor testamentare. Cel mai vestit dintre ele este sfetnicul regelui Ahab, un credincios al lui Dumnezeu care a ascuns 100 de profeți de persecuția lui Ahab și a Izabelei. Tradiția ebraică identifică pe profetul Avdie cu acest sfetnic al lui Ahab. Cartea profetului Avdi este cea mai scurtă carte a Vechiului Testament și între foarte puținele profeții care privesc soarta neamurilor străine, în cazul lui Avdie, pe Edomiți. În afară de Avdie, mai avem profețiile lui Iona și Naum care privesc pe niniviteni. În multe locuri din Vechiul Testament se găsesc referințe ale dușmăniei pe care neamul edomiților o poartă împotriva poporului ales. Aceasta a fost pusă și mai mult în evidență atunci când, în anul 597 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit de babilonieni. Edomiții nu doar că nu au sărit în apărare, ci s-au alăturat babilonienilor, iar după exilarea poporului ales au ocupat zona Neghebului. Profetul Avdie anunță răsplătirea Domnului și o face în termeni care se pot referi la întreaga istorie a poporului lui Dumnezeu, din care facem și noi parte, după cuvintele apostolului Pavel. Judecata Domnului va fi dreptatea. Că aproape este ziua Domnului pentru toate neamurile, scrie Avdie. Cum ai făcut, așa ți se va face. Fapta se va întoarce asupra ta, ci numai în muntele Sionului va fi mântuire și sfânt va fi și casa lui Iacov va stăpâni pe cei care au stăpânit-o. Dreptatea aceasta cerească o așteaptă toți creștinii, eliberarea de sub stăpâniile veacului acestuia și domnia universală a Mântuitorului Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Profetul Avdie ne arată speranța, nădejdea care trebuie să anime sufletul creștin, indiferent de cât de grea este trecerea prin vreme.